Din făcut. Dom'le, eu fac chestia, mâine veniți la mine. Și aș fi cel mai fericit. Da? Deci nu deformăm ceea ce se întâmplă, pentru că a fost definit ca atare, este scris în statut, dar scopul este ca să stârnim cât mai multe asemenea acțiuni. Și vă oprește. Nu vă oprește nimeni, din contră. Da? Aveți oameni la care puteți bate la ușă, că vă cunosc. Aia care sunt pe lista, de, pe filmele care sunt acolo. Și alte persoane care sunt în sală și care se pot acum, cine vă oprește contactați, să vă faceți întâlniri pe anumite factori, să vă ajuta. Scopul este doar o stârnire. Nu poate să facă centrul, că centrul încearcă să organizeze, poate din când în când cei care vor, să înțeleagă puțin și nevoia de o altă abordare de asta. De... Ce stai să spun? Nu știu că să avea noastră știința complexității. Că e trist că ajung profesorii, ajung copiii și în străinătate să descopere ceea ce putem să le dăm noi aici. Pentru că noi nu înțelegem că noi facem lucruri simple. Am spus, simplitatea este o complexitate rezolvată, brâncuș. Simplitatea în sens de esență nu se obține chiar așa de ușor. Simplitatea în sens de aproximații de genul ăsta, eu am fost, ca să închid simbolul de idee, am pățit chestia asta la un Business Days. Ca să poți să faci Business Days, este un eveniment care adună foarte mulți antreprenori, unde se vorbește exact cu ce dânsul așa, ca să fie interesant. Și am încercat să vin cu instrumente de management transformațional și elemente dincolo de statistică, că dacă tu te iei după statistică, și dai și faci calibrarea și respectiv decizii de management personal la o firmă din statistică, pe o economie turbulentă, n-ai nicio șansă. Sunt date instrumente. Și eu am încercat să le arăt care sunt instrumentele, într-o formă foarte, nu filozofică, ci foarte concret, că sunt instrumente de măsură. Toată lumea folosește un Excel, dar Excel este pe o bază de acum 200 de ani de statistică. Și la un moment dat ceva s-a ridicat și eu sunt... Ce merg tot atât atâta noastră cu atâta teorie și apoi pe mine? Nu am nevoie de teorie, nu le face ceva practic. Eu sunt la o fabrică de salam. Dacă sunt la o fabrică de salam, nu aveți nevoie. Că de la o fabrică de salam, nu, poate nu e nevoie de... Eu vorbeam de firme naționale care au probleme mari pe integrare în piața mondială pentru că dau decizii pe niște instrumente care nu le dau șansa să vadă. Deci sigur că sunt forme foarte diferite de abordare. Din păcate, toată lumea, dintr-o dată, s-a polarizat și a început partea de bășcălie clasică, sigur, da, și la el era și bun cozor vorbitor și, dintr-o dată, toată problema de salt cognitiv s-a transformat într-o problemă orizontală. Și după ce s-a terminat chestia respectivă, personajele care conduceau ședința, care trebuiau să intervină într-o formă sau alta, au lăsat, că a văzut că s-a animat sala și foarte interesant, și pe-au trecut. Și nu mai au ce să spună și au venit la mine. Ce faci mai departe? Ce mai facem mai departe? Salam. Salam. Deci, atenție! Spațiul ăsta e un spațiu special care are șansa să vă pună în contact cu personalitățile lumii. Când am spus personalitățile, chiar personalitățile lumii, ați auzit de fizica fractală, am dus la Mandelbrot direct și m-am dus la Mandelbrot și am avut șansa să discut cu Mandelbrot. I-am tradus cartea România pentru ca lumea să înțeleagă despre ce e vorba. Deci putem să vezi, dar trebuie să ceară cineva ceva. Aveți nevoie de ceva pe complexitate, puteți să discutăm. Aveți nevoie de ceva pe aplicații concrete, ajutați-vă între voi. Și asta e scopul. Nu cereți spațiul ăsta să facă ce nu a fost definit. Mulțumesc. Seara? Mulțumesc! Mulțumesc.